Cineva a anunțat că este un incendiu. N-a fost incendiu. Nu s-a găsit nimic. Pompierii, din informațiile care le avem, n-au găsit nimic. Probabil că una din teorii este când a pornit un generator, fumul care a ieșit de la eșapament plus aerul recirculat de la tir care e cald și când iese produce abur, să zicem, sau condens. Deci asta au fost mai degrabă problemele. 7 erau pacienți, dar oricum au fost evacuați pentru siguranță până verificăm din nou. Astăzi va fi verificat din nou de către pompieri la lumină zilei. Deci cam asta este. Vă rugăm mult legat de declarația ministrului Bode. De acum exact 10 minute a spus faptul că sunt multe nereguli la ISU care n-ar trebui să mai repete sau oricum o formulare similară. Dumneavoastră cum răspundeți? Și la ce deci întotdeauna este loc de îmbunătățire. Iar vorbim de Constanța aici, acolo, într-adevăr, au fost probleme și una din problemele majore este că au avut o mașină care n-a fost reparată de atâta timp, chiar dacă bani existau. Așa că de aici, acum și comisiile de disciplină și verificările și cu plecarea tardivă al mașinii, al autoscării, clar că aici sunt nereguli care trebuie să fie. Legat de Matei... Unul dintre ofițeri și-a depus actele de ieșire în rezervă. Și da, acest lucru... Da, dar nu oprește cercetarea din partea parchetului. Deci clar că dacă cercetarea internă arată că au fost anumite negligențe, parchetul poate să cerceteze inclusiv după ce persoana trece în rezervă. Legat de Matei Balci, mai știți ceva că a mai murit o persoană? Nu, nu știu. De la Constanța face parte din comisia ISU care cercetează acum respectiva intervenție. Același împuternicit șef este, a fost la intervenție fizic. Nu, împuternicitul șef, dacă vorbim de colonelul Amarande, este de câteva zile doar numit acolo. Abia a preluat comanda lui acolo, așa că este parte, dar oricum nu va fi nimica care să se joace, să zicem, să încerce să mușamalizeze. Interesul lui ca inspector șef este să rezolve problemele în acest inspectorat. Pentru asta a fost și numit acum câteva zile înainte de incendiul respectiv. Mulțumesc!